Eu vin dintr-o familie modestă. Mama mea, totuși, am văzut-o citind cărți. Chiar dacă citea Dumas sau Balzac sau după aceea, în anii 90, romane siropoase. Tatăl meu, tot așa, citea ziare, citea cărți, citea magazin istoric. Gestul ăsta trebuie să existe în continuare. Există creativitate și în privința proiectelor din zona cărții, în artă plastică, iarăși expoziții, foarte multă mobilitate și, în mare parte, efervescența și tonul în momentul ăsta, când vine vorba de cultura vie și cultura zilelor noastre, o dau oamenii care vin din sectorul, nu știu, neafiliat marilor instituții culturale. Deci, cumva, din sectorul independent. Aici, de aici vine tonul, de aici vine viziunea, din păcate, nu din partea autorităților din zona culturală. Iar a doua problemă, când vorbim despre creativitatea asta și proiectele din zona independentă, e felul sărac în care sunt reflectate în mass media. Sunt foarte mulți creatori care nu mai au voce. Și asta se întâmplă din două lucruri. Sau au voce, dar vocea lor nu se aude cum trebuie. Odată pentru că e un tip de discurs, nu știu, dau un exemplu din zona artelor plastice, dacă v-ați uitat vreodată cum arată o prezentare a curatorului, nu? Într-un limbaj destul de încifrat sau pompos sau snob, trebuie să avem un tip de discurs accesibil. Să facem o poveste interesantă despre ceea ce se întâmplă acolo. Odată. Și al doilea lucru e că pur și simplu nu mai există nici pagini de cultură ale publicațiilor online, că deja nu mai vorbim de presă scrisă, și nici emisiuni culturale. Poate în zona radioului public, acolo e consecvența mai mare în zona asta a emisiunilor culturale. De ce? Eu cred că, în primul rând, dintr-o lipsă de viziune a decidenților. Nu cred că totul se reduce la bani. În definitiv, nu știu ce gaură financiară se face dacă păstrezi o pastilă culturală, cum era cea lui Dance Mihailescu. E un tip de dispreț, antipatie, nu știu cum să-i spun, în față de zona culturală. Și mă întreb câți dintre decidenții sau managerii din televiziuni realmente sunt oameni care au un orizont cultural, care se duc la un muzeu, care văd o piesă de teatru sau au un tip de respect și un tip de comerț cu zona asta culturală. Imaginați-vă că venim dintr-o familie modestă, părinții, să zicem, că nu citesc acasă sau nu știu, nu pot, sau dintr-o zonă rurală, nu știu, nu pot ajunge la un fel de spectacol. Asta e altă poveste, cum arată România rurală, ce acces, de fapt, la cultură ai. Bun, când lucrurile astea nu se întâmplă, școala îți face prima mediere spre carte. Școala nu se te învețe operă, muzică clasică, nici istoria picturii. Astea vin apoi pe cont propriu. Dar primul acces la un tip de tezaur validat de cunoștințe și prima deschidere, prima fereastră, ți-o face școala, prin carte. Dar după aceea trebuie să înțelegi că e o muncă pe cont propriu. Și care vine, evident, din, cum spuneam, și cu ajutorul familiei sau al prietenilor, al anturajului. E absolut impresionant felul în care festivalul ăsta adună oameni, creează dezbatere și pregătește publicul de mâine. Când am vorbit cu Cila Cato despre felul în care se fac rezervări pentru Astra Junior, cum copiii vin de la școlile din împrejurim, din sate, cu autobuzele, cum fac din experiența asta o sărbătoare și un lucru de pomină despre care povestesc mai departe,
cum discută apoi, cum se schimbă Sibiu când îi vezi pe copiii ăștia gălăgioși și simpatici trecând de la o sală la alta. De fapt, asta arată cum, exact ce spuneam înainte, cum se poate institui o rutină culturală și nu cu directivă de la Ministerul Culturii sau cu bani de la Consiliul Județean, ci cu niște oameni care au o viziune și au și o credință.